Primii care au cumpărat fructe și le-au donat unui azil de bătrâni din Chișinău au fost chiar jurnaliștii care au inițiat campania Fruit Challenge Moldova. Fruit Challenge Moldova este denumirea campaniei care își propune să provoace cât mai multă lume să cumpere și să doneze fructe și legume moldovenești celor care poate le duc lipsa. La nici 24 de ore, agenți economici, funcționari de la diverse ministere, dar și parlamentari au intrat în jocul Fruit Challenge Moldova și au donat sute de kilograme de mere, prune și struguri copiilor de la internate sau bătrânilor de la azil din toate localitățile Moldovei. Vreau să propun și eu, 500 de kilograme de mere, merele sunt foarte frumoase. Am și decis de acum unde aș putea să transmitem aceste mere. La rândul său, speakerul Igor Corman i-a provocat pe cei 100 de deputați să se alăture campaniei și să demonstreze Rusiei că merele și strugurii moldovenești sunt de calitate. Acțiunea Fruit Challenge Moldova continuă și a ajuns chiar și peste hotare. Moldovenii aflați în străinătate procură fructe și donează localităților de Baștină. De la Chișinău, Vitalie Guțu pentru Telejurnal.